se poate muri din cauza apei, ne-o spun specialiștii europeni, ne-a demonstrat-o și realitatea. Sunt județe întregi din țară în care apa este plină de nitriți și poate fi fatală în cazul bebelușilor, lucru care s-a și întâmplat azi la Vaslui. Un bebeluș de o lună și câteva zile a murit intoxicat, se pare, cu nitriți. Fratele lui Geamon a ajuns în stare gravă la spital și se zbate să trăiască. Ligia Pricope are informații. Ligia, în ce stare este bebelușul grav bolnav? Bebelușul e în continuare în stare gravă, iar medicii nu știu dacă va supraviețui. A avut neșansa să se nască în comuna Vetrișoaia, județul Vaslui, un loc în care cantitățile de nitriți din sol sunt ridicate. Lucru confirmat și de studiile făcute de primărie. Apa e otrăvită, spune primarul localității. Nu există stație de tratare, așa că singurul mod în care oamenii se pot proteja este să o fiarbă. Cazul celor doi bebeluși nu este singular în această comună. Au mai fost și alți copii care au ajuns la spital intoxicați cu nitriți, însă au fost salvați la timp. Astfel de cazuri ne plasează printre primele locuri în Uniunea Europeană la capitolul metemoglobinemie. Cei mai expuși sunt bebelușii de până la 3 luni. Iași, Botoșani, Buzău, Dolj și Olt sunt zonele care prezintă risc ridicat de intoxicare cu nitriți. Mulțumesc pentru informații, Ligia.